Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe HBO de la ora 20 puteți urmări Anul Dragonului. Filmul prezintă poveștile unor imigranți chinezi din București, rătăciți în peisajul social și economic din România actuală și în același timp surprinde fragmente din realitatea românească văzute și înțelese din perspectiva lor. În România, dacă democrație, dar democrație are mult înțeles. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Marele Stan cu Rob Schneider. Un obișnuit al sălilor de tribunal, Stan intră în panică în momentul în care află că micile lui afaceri nu tocmai legale îl vor băga după gratii. Foarte slab de înger, Stan angajează un specialist în arte marțiale pentru a învăța cum să-i țină la distanță pe ceilalți condamnați. Pe toți, și pe cei care vor să-l rănească, dar poate cu atât mai mult pe cei care vor să-l iubească. După miezul nopții pe Antena 1 rulează filmul Sărbători în cătușe. Trudy, o pictoriță aspirantă care pentru moment e forțată să-și accepte condiția de chelneriță, se află la o răscruce. Presată să își mulțumească părinții, merge la un interviu pentru o nouă slujbă, dar totul decurge extrem de prost. Cât ai clipi, ea se trezește și părăsită de iubit, ceea ce o conduce direct la o cădere nervoasă. Deprimată, dar suficient de puternică, Trudy răpește un bărbat pentru a-l prezenta drept iubitul său în fața părinților. De la 21:10, TVR1 prezintă filmul Celălalt bărbat, cu Liam Neeson și Antonio Banderas. În Cambridge, Peter, inginer IT, și Lisa, renumit designer de încălțăminte, au de peste 25 de ani o căsnicie aparent fericită și sunt părinții unei fiice adulte, Abigail. Lisa pleacă frecvent la Milano cu afaceri, iar în timpul uneia dintre aceste absențe, Peter găsește în telefonul ei un mesaj care îl pune pe gânduri. Curios să afle mai multe, el sparge e-mailul Lisei și, dându-și seama de existența unui amant, hotărăște să pornească pe urmele celuilalt bărbat din viața soției sale. Peter. Rafe. Shall we play the game out? Please. Well, he doesn't know who I am. You should be ashamed asking things like that about Mum. De la ora 23 pe Discovery Channel puteți urmări documentarul Imperiul Nelegiuiților. Prezentat de Kurt Sutter, creator al serialului Sons of Anarchy, acest program plin de tensiune dezvăluie povești despre războaie pentru teritoriu, secrete, pericole și acte de violență ale celor mai cunoscute organizații criminale din istoria Americii. Punctat de comentariile fascinante ale lui Sutter, fiecare episod povestește despre bande feroce și familii care au dominat străzile Americii, modelând istoria acestei națiuni. Trying to decide what's good or evil, we're not justifying bad behavior. These are the personal stories of those who have built and shaped criminal empires. We're just hanging out here in a bar, telling wildly epic tales. But unlike most stories you hear in a bar, ours happen to all be true. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă.
Accident cumplit sâmbătă noapte în comuna Belcești. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar altul de 29 de ani a fost grav rănit după ce autoutilitara cu care circulau a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Șoferul, un tânăr de 19 ani fără permis de conducere, a părăsit locul accidentului. A fost depistat de polițiști la scurt timp. Oamenii legii au descoperit că tânărul se afla sub influența băuturilor alcoolice. La scurt timp, tânărul de 19 ani a fost depistat de polițiști, iar în urma testării acestuia cu aparatul alcool test a rezultat o valoare de 0,48 mg per litru alcool pur neal expirat, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, din verificările efectuate de polițiști, a rezultat faptul că tânărul care ar fi condus autoutilitara nu deține permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață la intrarea în Păltinoasa, dinspre Ilișești, zona de pădure. În urma înciocnirii violente a două autoturisme, mai multe persoane au fost rănite. Pompierii militari care au ajuns la fața locului au constatat că unul dintre răniți era încarcerat și inconștient. Victima rănită grav în urma accidentului de la Păltinoasa este un tânăr în vârstă de 20 de ani, care prezenta multiple leziuni grave, urmând să fie operat de urgență. Pacientul a fost internat pe secția de chirurgie, urmând a fi supus de urgență unei intervenții chirurgicale. Prognosticul medicilor este rezervat. Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în Cătămărești, de aproape de municipiul Botoșani. Au fost implicate două autoturisme și o autocisternă, după ce unul dintre șoferi a dormit la volan și a intrat pe contrasens. Bărbatul de 35 de ani a fost rănit, acesta fiind preluat de o ambulanță. Un pompier aflat în timpul liber a oprit la locul accidentului și a acordat primul ajutor până la sosirea colegilor săi. Traficul rutier de pe DN29B a fost blocat mai bine de o oră. La noapte cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în primele ore ale intervalului, când doar izolat, în zonele montane și submontane, precum și în sudul teritoriului, vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 21 de grade. În București, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la începutul intervalului, însă probabilitatea de ploaie slabă va fi redusă. Vântul va sufla, în general, slab. Temperatura minimă va fi de 16-17 grade. Mâine vremea va continua să se încălzească ușor, devenind călduroasă în orele amiezii pe arii răstrânse în vest și sud. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe spații restrânse la deal și la munte și doar izolat în restul teritoriului, vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, izolat mai ridicate în sudul Olteniei. În București, vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după amiaza și seara, însă probabilitatea de apariție a ploilor de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade. La munte, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și la începutul nopții, înnorările se vor accentua temporar și se vor semnala ploi de scurtă durată pe arii restrânse, posibil descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La mare, vremea va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.
Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează! Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. Cu Digi 4K ești ca acolo, lângă poartă, printre jucători, în tribune. Trăiești ca acolo sportul care contează. Activează-ți extra opțiunea 4K cu doar 5 lei pe lună pe digi.ro sau în orice magazin Digi. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum pe Dolce și DolceTV.ro vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la RomTelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce RomTelecom. Cea mai bună alegere.